Da. Deci, două exemple să le dăm, ca să zicem și noi că vorbim ce la nou. AOC, AOC, apoi DOC, SOB, nu? Și încă o întrebare, dacă mai găsim. Deci, ne gândim la ideea asta cu o dreaptă, înțeapă un plan într-un punct. Și dacă mai construim un punct să fie cu alte două, ar însemna că ne ducem la trei și ar fi un alt triplet. Și atunci e F toată, sau e o F.
Și F trece sigur prin O? Da. Ce motiv ai? În D, O, C e congruent cu A, O, B. Deci D, O, C. C, D, O, C. E congruent cu A, O, B. E clar, e pătrat cele diagonale, e clar. O este... O e este... În mediană sau înălțime. Așa. Toate alea, la fel și O, C. Așa. Și cum F e din Lucia, care sunt puteți acolo? Trebuie să ai mai, un argument mai tare. Ai, tu intuiești că este bine în una, dar vreau să fii și mai clar. F e paralel cu BC. F e paralelă cu? BC. Cu BC, știi de ce? Și cu D. F e paralelă cu BC și cu AD, dacă vreau. Păi, și cum știm că F e cam cu FO plus OE. Și FOE sunt toate, sunt FOE sunt coliniare. E clar că treci prin O. Stai, orice important. Folosește de un rezultat care să fie tare. Ai trei puncte, E, O, F. Și ai spus că E, F e paralel cu A. Cu bâcă. Cu bâcă. Dacă E, O sau O, F ar fi paralel cu bâcă, gata. Atunci prin E sau prin F s-ar duce două paralele la acea dreaptă distinctă. Oricum, e unică. Deci acum să rămâne să arăți că O e, e paralel cu BC. Păi eu duc este... Duc voi concluie cu focul. Dar și poți ieși. Când am zis, nu. Nici nu am început să spun, nu știu de nu. Dar atenție-mă că e chestie de... DF e congruentă cu FG, congruentă cu EB. DF e congruentă cu FG. Congruentă cu EB și congruentă cu AE. EB și cu AE, da. Da. Deci FG congruentă cu EB. FG congruentă cu... EB. Cu EB, FG. Da, FG sigur congruentă cu EB. FG congruentă cu EB. De ce ai făcut cu E, mă? Cât mișoate și mai pătrat. Da. Cât mișoate și mai pătrat. Adică mai tare, Iruna, eu vreau să spun așa, F e mirocului de C, O e mirocului de B, și F, O este din mijlocie, care e paralel cu, de, cu B, C. Deci, încă o dată, F e mirocului de C, da. O e mirocului de B, F, O e din mijlocie. F, O, E, din mijlocii, deci linia mijlocii e paralelă cu a treia, cu a treia. Deci F, O, E paralelă cu B, C și F, E paralelă cu B, C. Atunci, F, O, E sunt coliniare pentru că prin punctul F nu pot fi duse pentru un punct exterior unei drepte două paralele distincte. Și până așa aceeași pentru un punct exterior. Deci o singură paralelă. Da? Tot atât de bine puteam să gândim și pe triunghiul A, C, B. E în mijlocul A, B. O în mijlocul A, C. Deci, E, O. Linii mijlocie. Mijlocie. Deci, E, O, e paralel cu B, C. E O paralel cu B, C, F, O paralel cu B, C, F, O, G, F, O, E, E, da? Ori pe F, ori pe E, de două ori, să-l ai punctul acela, ca strategii de lucru. Da. Deci sunt coliniare. Bun. Și atunci, dacă sunt coliniare, putem vorbi de planul V, E, F. Și pe V, E, F se află și O, P, E, F. Deci sunt V, E, O, V, E, F, O, O, E, sunt coplanare. Atât treabă. Sunt coplanare, da. Dar haideți să ne apucăm de, să le dea tema asta. Da, am și de și avem și punctele alea, de și e. Bun. Dar dintre până acum a fost AU. Trei exemple. BU, trei exemple din necoplanare. Din necoliniare. Hai să vedem. Și B, trei exemple din necoplanare. Necoliniare. Necoliniare. Da. Dar trei exemple de trei puncte necoliniare. Trei exemple. Exemple. De trei
plane. Cum? Trei puncte. Necoordinate. Și aici, practic, trei plane, am zis voi, nu? Ați zis. Au zis ei, ziceți, copii. A, O, B. A, O, B. Care, de fapt, cine este A, O, B? Un plan. E planul care? A, O, B. Hai, mă interesează. A, O, B. E un plan de planul de încă. A, B, C, de la? De jos. Deci, A, O, B, A, B. A, O, B. Apoi. O, C, B. E, O, C, B, chiar cu trei de bezuri, chiar în același plan. Ai, ai, altul. V, D, G. V, D, G, A, B, M. A, C, B. A, C, B. A, V, A, C. Și V, A, C, și V, A, V, A, D, V, B, D. Toate din V e luat celuilor. Toate din V, toate fețele. Sunt patru acolo, toate, da? V, B, C, V, D, C, V, D, A și V, A, B, B. Și C, punctul C, asta s-a făcut, nu? Stabiliți dacă punctele V, E, O și V sunt o planare. Deci, V, O, E și V, o planare. Unde știm sigur că E, din mijlocul lui AB, adică ce spunem? E în mijlocul lui AB. E aparține lui AB, ce spune matematic. E aparține sigur lui AB. Așa încât. A, e congruent cu EB. A, e congruent cu E. B. Știți că la congruent spunem așa, segmentele acestea sunt congruente, parcă așa se spunea. Da. Dacă spunem egale... Și F mijlocului DC. F mijlocului DC. Așa încât... F... B, F... Da, congruent cu F. F congruent cu F, că da. F, C. Și acum... începem mai întâi să dovedim ordinalitatea lui EOF. Deci prima problemă care o afrântăm, dacă EOF cu ordinalitatea. Vezi așa, în triunghiul DBC. Deci, D-B-C. În triunghiul DBC. Avem F în mijlocul DBC. Da. Avem F în mijlocul DBC, O în mijlocul DBC. Așa, avem așa, acolo avem. D, F, congruent cu F, C. D, F. Congruent cu F, C. F, C. Din ipoteză, nu? Da. D, O, F, O, B. D, O, congruent cu F. D, O. Congruent cu O, B. Tot din ipoteză. Rezultă din cele două, că... F-O, 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 linie, mijlocie. Și rezultă că F-O, paralel cu B-C. F-O, paralel cu B-C. B-C. Da? F-O, da. Paralel cu B-C. Da. Pe de altă parte... O, E, paralel cu B-C. Sau F, E, paralel cu B-C. Alte ochi să luăm. F, E, este paralel cu B-C. Ori luăm în triunghiul celălalt, ori că E la mijloc, F la mijloc și F E paralel cu BC, da? Cum e? Deci să zicem. Așa este minunat. Deci o să spunem că DF, luăm din nou, DF congruentul cu FC, apoi că A e congruent cu E, A e congruentul e B. Și ca ABC de A, dar nu și asta, ca ABC de pătrat. Deci, atenție, mă întâmplă, să întâmplă chestia asta. Da. Atunci rezultă că F rezultă că E paralelă cu cine? Cu BC. Nu, 2?
Din 1 plus 1. Grația 1 și grația 2. 1 plus 2. Rezultă că... F-O-E. F-linunță O, linunță E. Adică am spus cordialitatea asta. F-O-E. Și acum... Rezultă că ele sunt... V. E F, e un la. Da, deci există, Antonescu, există. V e F. V e F. Deci ne... Există planul V e F. Există V e F. Și cum am și ordinea F, O, E, din cele două. Rezultă. Rezultă că... Că V... V, F, O, E, coplanar. O și E. Coplanar. Adică apar din plan, da? Sunt toate într-un singur plan. Corect. Foarte. Da? Atenție cu dezastre. Da? Aici am criticat faptul că... E în mijlocie. E în mijlocie și fâi comun. Da. Și prin, din cele două treci o singură paralelă. Deci, de aceea, furbou e corniare. Da. Ea ne sună și noi. Punctul... B. D. Dați trei exemple de patru puncte coplanare. Dați trei exemple de patru puncte coplanare. Un exemplu avem aici, nu? Deci, da. O pot să fac. E o V. Deci V e... Da. Da. Trei exemple. Da. Trei exemple. De patru puncte coplanare. De patru puncte coplanare. Și unul și de altul. V, D, O, V. V, D. Îl dăm ăsta care l-am făcut în dimineața. Da. V, E, O, F. V, E, O, F. Peste patru puncte. Coplanare. Coplanare. Și acum zice V, D, O, V. V, D, O, V. V, D, O, V. V, D, O, V. A, O, C, G. Deci V, A, O, C, G. V, D, O, V, D, O, B, da. Da. A, O, C, B. A, O, C, B. B. A, O, C, B. Sunt patru, nu? Bă, nu am sigur. Da. A, O, C, B. A, O, hai, azi, zici tu, nu? C, B. Zici așa. V, D, A, E. V, D, D, A, nu, băi, uite, mai trebuie să V, D, A, E. Nu? Nu? V, D, A, într-un plan. Și V, A, E, planul ăsta. Și au ca o dreaptă comună pe V, A. Nu sunt aceeași plan, sunt plane diferite. Alex, vezi tu? Deci s-a zis A, O, C, B. A, O, C, B, de acord. Este planul de jos. Hai, este tot planul de jos, în cum? E o simetrie. D, A, O, C, copii. D, A, O, C. D, A, O, C. Este tot cu o plană așa și așa, da? V, A, O, C. Deci, să scriu și pe asta, da? D, A, O, C. A, O, C. V, A, O, C. V, A, O, C. E fost. V, A, O, C. Am cel 3, dar noi deja dăm 5. Da, sigur. Deci, practic, trebuia văzute în același plan 4 puncte. În același plan 4 puncte. Și mai este E. Yeah. Verificați dacă este adevărată relația. Planul V, A, C. Relația. Planul V, A, C. V, A, C.
Interpretează planul V, V, L. V, V, L. Egal. V, V, L. V, V, D. V, D. Da. Egal. Intersecția dintre V, V, D. V, V, D. Și planul V, V, D. Și V, E, F. Interpretați cu V, E, F. V, E, F. Păi să facem cu culori, profesor Sfânia. Deci planul V, A, cum îi zic ei. V, A, C. Intersectează V, V, D. Hai să vedem la idee pe asta. V, A, C. Da. V, A, C. L-am văzut. Diagonala cu V. Cu V, D, B. Cu V, D, B. Cealaltă diagonală cu V. Da, V, D, B, cu V, A, C. Da. Cine este? Cine este V, D, B, cu V, A, C? O secundă, le lăsăm ușor. Da. V, A, C. La asta așa. Da. Diagonală. Cu cealaltă plană diagonală, V, D, B. Trebuie să vedem puncte comune. A lui V, A, C. Cu V, D, B. V este. V, Z, V. V, O este. Pentru că V este, deodată ce-l pronunțăm, V, A, C, V, D, B, deci V este comun celor două. Și lui V, F, ăla. De asemenea, O, care este pe A, C. Și pe B, D. Este în V, A, C. Și O este și pe D, B. Este și în V, B, D, B. Iată O, comun celor două plane. Dacă două plane au două puncte distincte. Apoi, dreapta care unește este, nu? Dreapta intersecției. Da. Corect. Poate că V, A, C și V, D, B, V, O. Egal, V, O. Ar trebui și aici să fie tot V, O. Să vedem. V, V, D, E, V, V, D, același plan. V, V, D, D. Cu V, E, F. Cu V, E, F. V, O. Tot V, O. Este v-o. Pentru că V, E, F, am zis că este. V, V, O, E, am zis că e la mișto. O, E, la mișto. O, la mișto. Tot V, O. V, O. Și adevărat. Adevărat, da. Deci asta e egal cu V, O. Și alaltă e V, O. E clar, e egal. Adevărat. Deci e așa. Mai avem o problemă și terminăm capitolul ăsta. Da. Da, o problemă și terminăm de capitolul. Și pe aceea trecem la rând. Păi toate de 7 stele, dar de început, ce vrei? Ați făcut de 3 stele. În păcat că mă dăm o idee aici, dar nu știu să vreau. Vreau să facem un alt plan, intersecție acolo. Da, să vedem următoarea problemă, poate să ia cu asta. Asta este ideea la care mă gândesc. Exact. Asta mă gândesc și eu. Vedeam. Da. Dorim cu Cosmin Mubin. Astăzi, da. La an, n-a cum a și acum problema 32 de la pagina 111. Stabiliți numărul de drepte. Ascultă problema aceea, mai amintesc, ia să uit. Problema aceea de cu cele trei puncte coordinare. În clasa astăzi, dar nu au avut geometrie mâine. Mâine. Da. Stabiliți numărul de drepte prin care pot fi unite două câte două, șase puncte distincte. Luați în considerație toate configurațiile posibile. Mai citesc o dată. Stabiliți numărul de drepte prin care pot fi unite două câte două, șase puncte distincte. Luăm șase puncte distincte. Hai să facem. Punem una de poate. Hai să facem o una. Deci, 6 puncte, puncte distincte. Și să vedem dacă le unim două câte două. Nu e așa, deci. Să unim numărul de drepte prin care pot fi unite două câte două, 6 puncte distincte. Să le luăm, nu? A, B, A, C, A, D, A, E, A, F. Atât? Deci. B, C, nu? Bă, da, de rog. B, C, B, D, B, E, F, F, C, D, C,
Luați în considerare toate configurațiile posibile. Deci, pe A, cu tot ce urmează după el. Cu ea, cu tot ce urmează după el, corect. Deci, pe A, cu tot ce urmează după el. A, cu A, cu A, cu A. Hai să zicem, A, 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 nu știu și bun am. A fost A, bun, 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 ce bun, 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 și e făcut. Și am ajutat. 2 câte 2. Și atunci sunt aici 5, 4, 3, 2, 1. 1 cu 2 cu 3 cu 4 cu 5 cât s-a copit. 5 cu 3 plus 4 plus 5 e cam 15. 15 de zi. Da, da. Să zicem la algebră. Încheiem și proces special. Dar 20 practică? 26. Închid? Da.